e că sătui de spectacolele pe care și le autoregizează la Realitatea TV și la Antena 3 seară de seară, cu aceiași invitați, cu aceiași ridicători la fileu, cei doi, Ponta și Antonescu, și-au dorit o ieșire și-au dorit să apară și ei la Eurovision. Și atunci au organizat aici o mascaradă care repetă însă ce știți de la Realitatea și de la Antena 3. Cu alte cuvinte, folosind clădirea Parlamentului European, au importat un spectacol în